Sal, bă! Nu, Ramon, azi chiar nu. Azi am treabă, ok? Azi am treabă. Nu fii triton, bă! Hai să facem ceva! Ramon, nu vezi că sunt ocupat? Nu vezi că am treabă? Doamne, iartă-mă! Of, bine, băi, bengalezule! Cioc-cioc! 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 Am zis cioc-cioc! Cine e? Eu! Zi care eu, bă, prostule! Care eu? Eu ei! Ia două ore că mă prins cu chestia asta. Bun, bine, gata, bravo, lasă-mă să scriu, că acum chiar am niște treabă, serios, lasă-mă să scriu. Eu zic să filmăm împreună. Nu, Ramon, trebuie să înțelegi, eu chiar vreau să scriu un scenariu bun. Râzi tu, râzi, dar să vezi ce episod bun o să fac cu scenariul ăsta. Râzi, râzi, râzi acolo, să vezi ce episod bun o să fac cu scenariul ăsta. Jurel, măi, cancioc, eu zic să filmăm amândoi. Ramon, trebuie să înțelegi, ce e prea mult, e prea mult. Deja lumea nu te mai vrea, trebuie să înțelegi asta. Nu fii sclav. Bine, deja ești, dar doar știi că cu mine faci multe like-uri și vizualizări, nu? Nu-mi pasă. Ești prost. Ba nu, tu ești un prost. Ești doar o bucată de lemn cu un tricou pe tine care vorbește. Eu? Frate, uite-te la tine, ești dat cu lac ca să nu putrezești. O faci pe mama grasă? Eu n-am zis asta. O faci pe mama grasă, da? Știi ceva? Ce? Ne despărțim. Aha, ceva? Nici măcar n-am fost împreună, ok? Stai, tu ești gay? Nu asta contează acum. Bine, poate doar puțin, dar oricum mă despart de tine. Ba nu, eu mă despart de tine. Măcar cu ocazia asta să ai și tu o primă despărțire. Am plecat, cretinule, pa! Pa! Auzi, băi, autistule, m-am gândit mai bine. Dar ce te-ai mai gândit, mă? Că tu nu ești așa prost cum pari. O, frate, serios? A fost foarte drăguț din partea ta. Glumeam, du-te, drecu. Eu zic să ne împăcăm. Zici, chiar ai dreptate, frate. Chiar ai dreptate. Fă tu ritualul. Împăcare, împăcare, fără nicio supărare. Cine s-a mai supărat? Ești un prost, ne-am împăcat. N-ai ce să-i ceri. Bă, frate, deci am făcut fucking 18.000 de abonați. Bă, voi vă dați seama? 18.000 de abonați, băi, 18.000! Nu, mă, sper că v-a plăcut acest episod. Mai mulți mă întreabă că de ce nu le fac mai lungi, că nu știu ce. Asta e la mine că eu postez mai multe pe săptămână și tocmai de-aia le fac mai scurte, că aș putea să fac un episod de 12 minute, numai că l-aș posta o dată pe săptămână și ar fi dezavantajul meu. Tocmai de-aia, eu încă rămân la ideea că videoclipurile astea genul e mică de umor, de care ai nevoie, știi, așa un pic ca să te mai destini. Eu, după ce te uiți la videoclip, să te simți așa o leacă mai gay. Uite-le că, frate, pentru ce așteaptă lumea să postez, pentru chestia asta. No. Mă rog, nu vă mai țin, vă las să vă duceți. Bă, nu știu. Sper să postez cât mai mult săptămâna care vine și să fie totul bine și să fie fain. Pa, bă. To play, you know I'm coming around the way with the lyrical spray gun. My boys, I've been waiting, we have some patience.